Acum ne mai gândim și la noi. Liliana Cristea este cu noi, este psihoterapeut și azi vorbim despre pasiunea extremă sau despre obsesia în cuplu. Bună dimineața! Bună dimineața! Există TikTok-uri întregi în care se admite că un om e obsedat de celălalt. Și nu știu dacă o trecem la boală, la ilegal, la penal, unde se pune hotarul, de aia te-am chemat să povestim despre treaba asta. Este reală sau este închipuită? Este în mintea omului care declară, sunt obsedat de tine? Este o diferență foarte fină dintre dragoste și obsesie. Obsesia se manifestă în general în relațiile în care partenerii controlează, da? În care avem gelozia extremă. Dragostea, pe de altă parte, apreciază diferențele, nu încearcă să controleze, da? Îl apreciez pe celălalt așa cum este el. Pe de altă parte, în obsesie, ai nevoie întotdeauna de validările partenerului. Astfel, prin obsesia pe care o simți față de partener, încerci să-l controlezi pe el, controlându-i mediul și controlându-ți, pe de altă parte, propria ta viață, de fapt. Obsesia apare din nevoia de a-ți umple golurile emoționale prin relația pe care o aduci în viața ta. Lucruri care nu se întâmplă mai niciodată. Obsesia poate să înceapă odată cu relația sau se dezvoltă pe parcurs? Eu nu cred că nebuna aia de care nu mai scap e nebună, sau între ghilimele, te-ai prins că e nebună încă din primele săptămâni. În mod real nu te prinzi, pentru că, așa cum am spus, obsesia poate fi confundată cu dragostea, cu iubirea. Da. Adică la început observi că partenerul tău te contactează de foarte multe ori și te întreabă, ești ok, ai mâncat, ce ai făcut? Și atunci pot fi mai mult, să zicem, nu știu, 5, 6, 7 telefoane intersectate cu mesaje și atunci te gândești că, a, ok, pasă de mine, e clar, mă iubește, da? E grijuliu, grijulie. E grijuliu, grijulie, dar în mod real ceea ce face partenerul este să-și exercite controlul asupra ta. Bun. De unde considerăm că nu mai e dragoste, ci a devenit obsesie? Cine poate să pună eticheta asta? Că poate unora le place. Ok, posibil să le placă unora sau să nu conștientizeze faptul că sunt controlați, dar în mod real atunci când ai un partener care e obsedat, până la nivelul în care ajunge să-ți controleze mediul, să-ți controleze prietenii, să te izoleze de prieteni sau de familie, da? Să-ți facă un anorac cu fața lui. Exact, sau nu poți să ieși în oraș cu prietenii că nu e ok pentru mine, da? Da. Sau nu poți să-ți faci prietenul cu tare sau cu tare pentru că mie nu-mi place persoana respectivă. Bine. Atunci hai să nu fim, mai este plăcut. Să fim ca medicul, chirurg, și aș vrea să ne spui din experiență dacă treaba asta se poate rezolva, se mai poate regla sau trebuie încheiată relația dacă nu vrei să ajungi la altele. În momentul în care există controlul până la violență, da? Sau controlul respectiv îți poate afecta cariera, nu poți să pleci în team building, nu poți să faci absolut nimic cu viața ta, dar datorită faptului că partenerul te vrea acasă, da? Atunci, în mod sigur, nu este o relație sănătoasă pentru tine. Dar, dacă vezi doar accente de genul ăsta, poți lucra, da? Poți lucra în psihoterapie de cuplu sau îi poți arăta tu partenerului dacă nu este ok și să îi impui niște limite sănătoase pe care el să le accepte și în timp să își dea seama că este în siguranță chiar dacă nu controlează neapărat mediul în care partenerul de viață își desfășoară timpul. Dacă în prima lună, îți dau un caz absolut dintr-o carte, cartea e scrisă de un prieten, în prima lună ați plecat într-o vacanță, să zicem în Turcia, și în timpul nopții el o găsește pe ea în dulap cu telefonul lui, luminându-și fața de altfel, și okay, căutând după o lună de relație, căutând foarte adânc în telefon, crezi că se mai repară? Cu telefonul lui? Da. Ok, se poate repara dacă discuți deschis, da, despre neîncrederea pe care ea o are simțit-o astfel încât să ducă comportamentul ăla într-un extrem, da? Ok. Se poate repara dacă persoana respectivă își caută singură, da? Cum să spun, să-și repare nevoile pe care le are, da?
ea este singura responsabilă de ceea ce simte. Nu putem noi ca și parteneri să-i reparăm celuilalt sau să-i umplem celuilalt rezervoarele emoționale golite, da? Nu putem să punem noi în el încredere, nu putem să punem stimă de sine, nu putem pune lucrurile astea. Dar dacă persoana înțelege că are nevoie de ajutor și caută ajutor specializat și vrea să-și repare lucrurile respective, este corect dacă simțim iubire pentru persoana aia să-i mai acordăm o șansă. Și mai ales dacă merită, bineînțeles. Exact. Mulțumim tare mult. Am încercat să semnalăm probleme, rezolvările nu le găsiți la televizor cu siguranță, decât poate introspecția poate fi motivată la televizor.